v-am găsit, dragii mei! În general, în prezentările mele publice de nutriție, dar și în cabinet, participanții sau pacienții mereu mi-o cer opinia despre pește. Probabil pentru că peștele este prezentat ca fiind o opțiune mai sănătoasă. Sau, mă rog, mai puțin dăunătoare, cel puțin. Însă, în realitate, vom vedea astăzi că nu e deloc așa. Să le luăm pe rând. În general, peștele are prea multe grăsimi. Are doar cu 2 grame pe 100 mai puține lipide decât carnea de porc. Nu știu dacă știați asta. Dar ce știu puțini este că și peștele are colesterol. El este doar cu puțin sub colesterolul cărnii de porc. 63 de miligrame la pește, 80 de miligrame pe 100 de grame, evident, la carnea de porc, adică diferența dintre pește și porc e doar de 17 mg pe 100. Prin urmare, ca orice colesterol exogen, da, deci care vine din alimentație, e extrem de dăunător sănătății. E extrem de dăunător pentru artere, determinând îngustarea acestora și rigidizarea lor, declanșând boli cardiovasculare și, în final, evenimente nedorite, grave, cum ar fi infarctul sau AVC-ul, atacul vascular cerebral. În afară de asta însă, majoritatea peștelui din comerț este un fel de bombă chimico-hormonală. De ce? Peștii de cultură sunt ținuți în împrejmuiri total inadecvate sănătății acestora. Prin urmare, pentru a nu se îmbolnăvi în acele condiții groaznice pentru pești, primesc antibiotice. Dar primesc antibiotice în cantități industriale, ca să zic așa. Și în afară de asta, mai primesc și hormon de creștere, evident, pentru a ajunge cât mai repede la maturitate și pentru a putea fi cât mai repede vânduți. Toate aceste substanțe, da? Antibiotice, hormon de creștere, se regăsesc în carnea de pește ce ajunge pe farfuria consumatorului unei mese pe care el o crede și gustoasă și sănătoasă. Și din păcate nu e deloc așa. Peștele oceanic, pe de altă parte, deci pescuit în mările și oceanele lumii, e plin de metale grele, în special mercur. Metale provenite în special din industria exploatării aurului, industria auriferă, dar nu numai. La fel, provine din multe alte deversări timp de sute de ani în toate mările și oceanele lumii, doar în ultimii 10 de ani aceste deversări fiind reglementate, controlate și, mă rog, și acum se mai întâmplă, dar nu intru acum în detalii. În concluzie, heringii, tonul, în fine, toate capturile din fauna marină sunt toxice. Nu vă lăsați amăgiți de cantitățile relativ mici de metale grele din carnea de pește. O să vedeți în tabele cam până la 4 părți per milion, da? PPM, părți per milion. Nu vă lăsați așadar amăgiți de aceste cantități aparent mici, pentru că efectul acestora este unul cumulativ. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că de la naștere, de fiecare dată când ingerăm metale grele, ele nu intră în organism și ulterior sunt eliminate, ci ele intră în organism și acolo rămân pe veci. În sensul că, cu excepția unor condiții absolut excepționale, ele în general nu se mai elimină. Cei mai expuși sunt însă bebelușii nenăscuți. Mercurul din pește poate duce la creșterea nivelului de mercur în corpul mamei, iar aceasta poate transmite prin placentă acest mercur fătului. La fel ca după naștere, prin alăptare. Mercurul se transmite și prin alăptare fătului. Problema este că cantități care pentru un adult sunt mici, pentru un făt sau pentru un nou născut, aceeași cantitate raportată la kilogramele lui corp sunt foarte mari. Deci nivelul de toxicitate se atinge mult mai repede de către bebeluși sau copii nenăscuți încă în viața intrauterină decât la adulți. Din păcate, efectele acestor metale grele
în principal asupra creierului și sistemului nervos, pot fi observate doar după câteva luni sau, aș spune mai degrabă, după un an sau chiar și doi, doar de la naștere. Ele când sunt sesizabile? Păi atunci când se constată că are deficiențe de mers, de vorbit, de coordonare a mișcărilor, probleme de memorie, probleme de atenție, aceste lucruri nu se văd la naștere sau printr-un examen, eu știu, din perioada sarcinii. Aș mai putea adăuga aici faptul că peștele are o concentrație foarte mare de metionină. Acesta este un aminoacid care la cantități de peste 160 de mg pe zi, ceea ce am avea noi maxim nevoie pentru funcționarea corectă a organismului nostru, tot ce este peste face ca, atenție, tumorile să-și poată forma nestingerite propriile vase de sânge. Angiogeneză se numește acest proces. Relația dintre angiogeneză și cantitatea de metionină disponibilă în organism este atât de strânsă încât simpla restricție de metionină din dieta pacienților a dat rezultate absolut uimitoare în tratamentul multor tipuri de cancer. Însă, dacă aș începe și cu aceste amănunte, și mai sunt și altele, discuția ar deveni mult prea tehnică, de aceea permiteți-mi să mă opresc aici și la întrebarea participanților la prezentările mele și a clienților mei să le răspund așa: nici vorbă. Nici vorbă. Peștele nu este deloc o carne sănătoasă, cum de altfel expresia în sine, carne sănătoasă, este, în opinia mea, o contradicție în termeni. Până data viitoare, vă doresc o viață minunată, binecuvântată, cu alegeri înțelepte.